pentru că s-a dovedit că putem să trecem dincolo de condiționările profesionale. Participanții grupului sunt, în primul rând, cele două doamne care sunt catolice. Le datorăm foarte mult și pentru mine a fost realmente un atelier pe care am avut să învăț. Dar apoi am colegi catolici, sunt părinte catolic, părinte Tarcisiu, ortodoxi, dar și pentecostali sau baptiști. Căutăm un evreu acum sau o dovedim că am putea să ne extindem interconfesionalitatea și așa. Deci e o dovadă, dacă vreți, din punctul meu de vedere, că este posibilă o traducere a Bibliei și este posibil ca pe terenul Bibliei diverse confesiuni să se întâlnească și să ajungă la un numitor comun. Mulțumesc!